În primul rând, la ceea ce se referă de tentativă de modificare a Constituției Republicii Moldova lansată de Partidul Democrat în Parlament. Poziția socialiștilor este una foarte clară și una foarte fermă. Constituția Republicii Moldova urmează să asigure pluralismul opinii și Constituția foarte clar interzice ideologia de stat. De aceea și din alte considerente, noi nu putem accepta modificarea Constituției în acest sens. Constituția trebuie să garanteze libertatea gândirii și exprimării pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Astăzi, când peste 50% a populației nu sunt de acord sau s-au dezamăgit în așa zisă integrare europeană, impunerea acestei ideologii prin Constituție, prin lege supremă, este una anticonstituțională și ilegală. Înțelegem guvernarea și tăcerea așa zisei opoziției de dreaptă în acest sens, deoarece înțeleg foarte bine că eventuală introducerea acestei sintagme în Constituție ar însemna scoaterea în afară legii a peste 50% a populației Republicii Moldova, a partidelor politice, a organizațiilor obștești, a cei care pledează pentru alte lucruri. Acest lucru nu este posibil și nu trebuie acceptat și noi, socialiștii, vom întreprinde tot posibilul pentru a nu permite acest lucru.